Așadar, am creat un formular simplu de creare a unui nou utilizator la care avem acces prin New User și urmează să implementăm această funcționalitate restrânsă deocamdată, iar în următoarele tutoriale vom extinde formularul cu posibilitatea de adăugare a unei fotografii pentru un utilizator nou și cu validarea formularului. Deocamdată doar testăm că putem să adăugăm ca administrator un nou utilizator în baza de date, completând corect aceste câmpuri. Deci, deocamdată, fără niciun fel de validare, pur și simplu testăm că acest formular e funcțional. Pentru aceasta vom începe să creăm ruta, controllerul este deja creat, funcția din controller și vom seta formularul ca să aici vom pune acțiunea și așa mai departe ca să poată fi util funcționarul, să formularul să poată funcționa. Mergem deci în primul rând să creăm ruta și aici vom face o mică îmbunătățire a rutelor. Deci observăm că toate rutele au prefixul admin, da? Și atunci la Laravel ne permite, haideți să vedem. Deci la Laravel Group Routes, să vedem cum ne routing Laravel, deci în documentația de la Laravel, routing, redirect route, regular, route prefixes, route groups aici. Deci aveți documentația, ne oferă posibilitatea să grupăm rutele. Vedeți, dacă toate au același middleware, le putem grupa, dacă au un subdomeniu, dacă mai multe cu prefixul, deci putem pune un prefix și un middleware. Noi exact asta și le grupăm după aceasta. Deci noi exact aceasta vrem pentru că avem toate au un prefix anume admin, toate aceste rute au un prefix admin și toate au același middleware. Deci haideți să le grupăm ca să nu mai tot scriem admin aici și vom face următorul lucru. Deci sintaxa este următoarea, route prefix. Da, admin. Haideți să vedem că și la în documentație, da, deci doar admin este, adică nu mai trebuie să pun și slash-ul, știe să-l adauge automat admin. Apoi, în continuare vreau să pun și middleware-ul, da, care este și el tot admin. Deci este, pardon, admin, middleware, iar apoi grupăm un grup. Iar în cadrul grupului avem o funcție, function, deci care întoarce rutele. Practic, va trebui să trecem aceste rute în cadrul funcției. Așa, să nu uităm să punem sfârșit aici punct și e. Iar acum la rute, bineînțeles, va trebui să ștergem adminul, deoarece avem prefixul rutelor deja trecut. Deci adminul e deja trecut și atunci îl ștergem. Ok, user new și toate ținem cont ca un admin. Deci haideți să și comentăm aici, să zicem rutele de administrare. Da, și comentăm ca să fie așa, putem să punem și la sfârșit. Mie îmi place să pun comentariile și la sfârșit ca să văd și unde se termină, nu doar unde încep. Și haideți să-i pun aici și o săgeată așa ca să știu că e de aici și de aici să-i mai pun o săgeată așa să fie comentariu mai clar. Da, show user admin, deci acum nu mai trebuie să pun nici middleware-ul, da? Pentru că l-am aici sus, deci middleware-ul șterg și de aici. Da, bineînțeles că după aceea vom verifica că totul merge corect, ca să nu ne mai încurcăm ca în tutorialul trecut. Deci numele rămâne, deci vedeți, nu prea faptul că merg pe rute cu nume, pot să schimb adresa oricând, că eu merg după nume, dacă păstrez numele aici în rute, vor rămâne în tot softul, în toată aplicația noastră, nu trebuie să umblu decât aici. Și haideți să vedem că totul merge. Da, deci să-i dau users,
Da, deci ruta asta merge și a rămas tot admin user, new user, merge și a rămas tot asta. Deci, dacă a mers prefixul, sigur, cu siguranță merge și middleware-ul. Și oricum o să avem ocazia să îl testăm. Acum, deci mai creăm o rută, de data aceasta va fi post, de tip post, da? Ruta, pentru că prin pe această rută vom crea nou utilizator. Putem să o lăsăm tot user new, că e clar ca să știm. Deci aici afișăm formularul de creare a unui nou utilizator și aici chiar creăm nou utilizator. Și aici să zicem create user. Vom pune funcția și user create. Dăm și noi nume cât mai sugestive. Copiem, luăm cu Ctrl C ca să fim siguri că acesta e numele, mergem în controllerul nostru, da? În user controller și creăm funcția public function create user. Ok. Acum, noi avem Laravel ne pune la dispoziție, vedem acest obiect request, care este chiar request-ul din formular. Deci avem acces la variabilele trimise de formular atunci când este submit. Da? Deci punem request, sintaxa e aceasta. Deci o variabilă request de tip request. Obiect request. Așa. Avem aici, deci vedeți că deja o folosim și noi o vom particulariza pe viitor. Dar deocamdată vrem să creăm un nou utilizator și punem $user, deci acesta este nou utilizator, este egal new user, deci un nou model user pe care îl avem inclus aici. Și acum, $user name egal cu request name, pardon, cu literă mică, name. Acum email, deci tot așa, user email. Haideți să fac un mic spațiu. E o altfel de sintaxă asta. Puteam să fac user create și cu o matrice cu toate valorile, dar mie mi se pare mai clar așa. Deci email, phone, da, phone, după aceea asta să o copiez, după aceasta, după phone parcă aveam adres, da, role, după aceea rolul, și haideți să vedem ce mai avem. Deci nume, e-mail, telefon, adresă, rol și parola, bineînțeles. Deocamdată nici nu verificăm parola că este confirmată. O să vedem în tutorialul următor cum facem validarea. De password. Doar că aici nu mai stau lucrurile chiar așa de simplu. Vom folosi și un bcrypt, funcția de criptare a parolei. N-am scris bcrypt, da, password. Deci criptăm parola. Așa. Iar în final salvăm. Deci user save. Acum se va salva în baza de date. Ok. Iar și redirecționăm, bineînțeles, nu rămânem pe aceeași pagină. Return, redirect. Să-i zicem back deocamdată. O să facem și eu cu un mesaj să-i spunem că l-am salvat, da? Acum, deci am făcut funcția. Avem ruta, avem controllerul, deci după sistemul Model View Controller, da? Deci avem ruta, avem controller și trebuie să mai vedem la vedere cum facem ca formularul să transmită respectivele date.
Da, avem user new blade și aici, vedeți, la formular nu avem nimic deocamdată, cum am văzut și la formulare de login și register. Trebuie să punem această directivă cross-site reference pentru atacuri din afara site-ului la formular. Mie mi-a mers foarte bine pe site-urile făcute cu directiva asta, n-am avut absolut nicio problemă, foarte simplu și elegant. Form și acum action, da, action va fi ruta route, da, și ne uităm în web să vedem aici ce rută i-am dat. User create i-am dat, o luăm cu copy și paste ca să nu greșim, da, între ghilimele, bineînțeles, pentru că e un șir de caractere. Route user create, ok, method post. Deocamdată o să mai avem ceva de completat aici pe viitor, dar deocamdată rămâne atâta. În momentul în care vom folosi și fișiere, deci pentru uploadarea imaginii, va trebui să punem meng type. Această directivă, acest atribut al formularului, dar deocamdată nu, am zis că lăsăm așa. Și cam asta ar fi deocamdată, să vedem dacă și butonul este Type Submit, deci acum ar trebui chiar să ne creezi un utilizator. Haideți să vedem, dăm și un F5 să fim mai siguri, dăm numele să spunem Rareș test, email test 1@gmail.com, telefon utilizator să zicem 0, așa, punem și noi la nimereală niște asta, adresa București, sectorul 6, strada Bravăț, așa, să fie cât de cât să arate, rol, autor e bine, parola o punem ca de obicei, password. Și nici nu avem nevoie să fie confirmată, pentru că noi nu încă n-am implementat validarea formularului cu confirmare de parolă. Urmează în tutorialul următor. Create user. Da? Mi s-a creat utilizatorul, dar văd că nu m-a redirecționat. Haideți să vedem deocamdată dacă ni l-a creat. Sunt 102 utilizatori, deci e clar că l-a creat. Am și uitat cum se numește, dar parcă țin minte că e Rareș, parcă era, da, Rareș test. Da, deci vedeți ce bine că avem formularul ăsta ușor în JavaScript deja, deci mi-a creat utilizatorul nostru și acum urmează să îmbunătățim formularul cu posibilitatea de a valida în primul rând. Haideți să vedem cum arată. Deci noi acum, dacă puneam aici, nu știu, puteam să pun o pagină întreagă de să 1500 de caractere și încercam, dădea, o se bloca baza de date că nu intra, mă rog, îmi dădea erori. Deci acum nu e, sau puteam să nu pun deloc aici și iarăși apărea, nu, el încerca să transmită datele și să lucreze chiar dacă nu. Deci noi acum trebuie să verificăm că numele este unic, dar vorbim tutorialul următor. Deci acum funcționalitatea de bază este ok a formularului și în tutorialul următor vedem cum facem să validăm aceste date.